Gatel, Antaci 2004. Cum vedem, avem versiune neagră, de culoare negru, un singur SIM și nu citește carduri de 5V. Uite așa ar trebui să arate aparatul din cutie. Deci, în set cu acest aparat, avem următoarele accesorii. Normal, mă rog, un încărcător, micuț, 800 mAh, foarte compact, foarte comod, se ascunde minunat în priză de pe perete. Avem niște chești, simpluțe, micuțe, dar totuși destul de puternice la volum. Butonul de răspundere lipsește pe aceste căști. Avem cablul USB. Același poate fi folosit și pentru încărcare. Deci, un cablu cam de 1,5 m cu conectorii destul de rigizi. Cred că o să rezistente. Și normal, deci avem aparatul, dar în afară de aparat avem, uite, acest dispozitiv. Deci este un stand pentru telefon care, concomitent, poate fi folosit și pentru încărcare. Cum vedem, avem aici niște contacte electrice. Ca și pe telefon avem de asemenea niște receptoare, deci tot contacte electrice. Și, normal, manual autorizator. În cazul nostru este un manual în limba română exclusiv, care ne ajută destul de ușor să înțelegem funcțiile aparatului. Și, în plus la asta, manualul este organizat foarte comod pentru oamenii care nu au timp să o citească în prealabil. Răsfoim repejor, vedem funcțiile care ne interesează și citim succint, câteodată nu chiar succint, funcțiile și descrierea acestor funcții. Însă și aparatul are un feel destul de... Deci se simte foarte plăcut în mână, negătând faptul că la prima vedere ar trebui să fie un aparat ieftin la plastic, însă nu aș spune că este așa. Plasticul este comparabil cu acele de la Samsung din talia medie sau, de ce nu chiar și la Lenovo? Cam același plastic. Îngrijind faptul că este produs de TCT Mobile Solutions. În interior avem o baterie de 1 amper capacitate, deci 1000 mAh capacitate. Avem, scuzați să închid aparatul. Avem un card SIM, așa arată animația de oprire. Deci, avem cardul SIM, avem cardul microSD și datele informaționale despre aparat. Aparatele se produc, cum văd eu, destul de pe talie largă. Deci, telefonul este produs în 2014, a doua jumătate de an. Bătăie însă o am destul de proaspătă, deci este luna martie 2015. Din organele de dirijare al aparatului. Avem un set foarte larg de instrumente și de butoane. Deci avem normal această tastatură cu butoane foarte și foarte largi, care o poate nimeri orice persoană. Și nu aș zice, cineva crede că e doar pentru persoane în etate. Nu spun deloc.
Ca un aparat secundar pentru utilizare de fiecare zi, cred eu, ar merge de asemenea. Aparatul, deci, are niște butoane largi, comode, cu inscripțiile foarte clar luminate. Avem butoanele volum plus, volum minus pe o latură, partea stângă, și pe partea dreaptă avem trei, mai exact, trei indicatori în butoane, dar butoane în realitate este doar unul, deci este acest buton de iluminare, care îl ținem câteva secunde și se aprinde, apăsăm scurt, se stinge, și mai târziu veți vedea, și avem acest întreruptor pentru blocarea tastaturii. Cum vedem, deci blocarea tastaturii încearcă să o facă chiar și fiind în regimul de setare a orei. Și pe spate avem un butonaș roșu, care la prima vedere nici nu se observă. Deci acest buton este menit să cheme ajutoare. Se setează din meniu numărul de, sau numerele de telefon pentru chemarea ajutoarelor și veți auzi cum aparatul se comportă când se face acest lucru. Să văd ora, deci este 10:44, facem setarea cum ar fi telefonul prima dată procurat de persoana noastră. Data, a păstrat-o, ok, deci 21:06, 24 ore, gata. Deci, uite așa arată ecranul de pornire a telefonului. Ecranul de zi cu zi a telefonului. Pentru chemarea meniului, apăsăm pe centrul butonul direcției și avem puncte meniu. Agenda, mesaje, radio FM, care, apropo, funcționează fără căști. Avem alarma cu 5 alarme. Avem camera 2 megapixel cu posibilitatea salvare pe cardul de memorie. Avem media care are nevoie de conexiune WAP pentru a primi date meteo de pe, presupun, serverele Alcatel. Avem unelte și avem setări. Deci, pe funcția unelte, cred eu că are sens să intrăm pe interior și să vedem că avem calculator, calendar, avem vizualizare imagini, avem vizualizare video, alarma voce, adică putem să înregistrăm unul sau câteva clipulețe voce care pe urmă să le utilizăm ca alarmă, inclusiv și ceva melodii care le recepționăm undeva, da. Avem fișiere, deci un simplu manager de fișiere în care putem să ne vedem fișierele, cât a cardului, cât și memoria telefonului. Avem conexiune Bluetooth, care lucrează și pentru recepționare, trimitere fișiere. Avem deci serviciile oferite de operator, așa numitele aplicații SIM. Deci, așa e și cu, mă rog, setările, deci din setări putem normal seta volumul și melodia care va suna. Totodată putem normal seta și sunetul tastelor, deci dacă vor suna sau nu, schimbând, uite, acest mod, deci va fi vibrația și melodie. Tot aici putem să punem și tonul în caz de tastatură. Putem schimba melodia, putem schimba melodia mesajului, altceva, deci modul vibrație putem să-l activăm sau să-l dezactivăm. Cum am auzit, deci sunetul dispare când se activează vibrațiile. Silențios, același lucru, deci putem pune total silențios, în cazul ăsta nici măcar nu va vibra. La afișeri, putem să schimbăm setările temei, deci într-un moment avem negru,
e ultima tema. Putem să avem, uite așa, un fundal roșu, fundal verde, albastru și un galben. Galbenul, în dependență de unghiul de vizualizare, cum observăm, puțin își schimbă tonul spre oranj. Așa. Putem să setăm imaginea de fundal, care putem sau să o descărcăm, sau putem să alegem din setul de imagini deja accesibile în aparat. Deci această imagine este acum pe ecran. Sau să le schimbăm cu acest set de imagini. Aha. Deci setarea apeluri. Dacă vrem să facem redirecționări sau vrem să facem activare căsuță vocală, asistența. Deci este exact funcțiile noastre. Deci e vorba de butonul asistență, contacte care vor fi apelate sau, mă rog, le vor fi trimise mesajele SMS de tip SOS. Deci mesajul care va fi trimis prin SMS este, uite, acesta pentru moment. Deci, cum vedem, poate fi editat. Putem schimba limbile în aparat. Însă, oricum, acesta nu este atât de complicat cum s-ar părea la prima vedere. Deci, uite așa. Opțiuni, salvăm. Deci este ajutorul în această funcție. Deci apăsarea lungă de astea sus va emite un sunet de alertare, va trimite un mesaj de solicitare de ajutor și va suna contactele dumneavoastră predefinite. Definiți contactele sus și contactele și creați mesajul de solicitare de ajutor. Deci, cum vedem, avem un scurt ajutor chiar în aparatul nostru. Uite așa arată acum masa de lucru. Cum ținem minte, am schimbat imaginea de fundal pentru o animație. Da, arată hazliu. Așa e. Deci, cum vedem, persoana noastră, utilizatorul, poate utiliza și imagine, nu chiar. Acele care poate, pot fi utilizate în realitate. Deci ne-am întors la imaginea noastră. Și, normal, cu funcțiile. Deci, blocarea tastaturii. Să facem în așa formă. Deci am tras butonul jos. Aparatul se blochează. Și ne poate afișa imaginea cu luminitate redusă. Avem butonul de luminare, cum am spus. Apăsăm 3 secunde să aprinde într-o stângere destul o singură dată. Afișare pe ecran nu avem nici care. Și butonul de alarmă. Deci, acesta se apasă, uite așa, îl ține și uite, în așa formă are loc tot. Pentru stingere, iarăși de nou se apasă aici. Încă așa. Deci, cum vedem, apelul încheiat, telefonul a primit un mesaj fiind trimis exact de pe acest aparat. Deci eu setasem să se trimită mesajul și în caz dacă e necesar, se face și apelul mai târziu. Acesta a fost Alcatel OneTouch 2004 cu, pe scurt, aș spune așa, din plus, sunt tastele mari, prezența la antenă, butoanele predefinite pe laturi, plus un buton SOS care puțin probabil să fie apăsat din accident. Avem un set
destul de generos în cutie, cu paharul stand, cu căștile, încărcător și cablu USB. Din minusuri, ceea ce într-adevăr eu nu am găsit în acest aparat și cred eu nu m-a mai fi rezolvat în alte versiuni ale aparatului, este faptul că este imposibil de utilizat melodiile MP3 pentru melodii. În rest, aparatul este un aparat simplu, destul de funcțional și care merită utilizarea în continuare.